Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem Vlad Petreanu și Cătălin Striblea și vă spunem bun găsit la Avocatul Diavolului în direct pe frecvențele Europa FM și live video și pe Facebook, dacă vreți să adresați întrebări și comentarii și acolo, mai citim în măsura în care putem și de pe Facebook. Astăzi vom judeca gestul statului român de a ridica interdicțiile de circulație în pandemie pentru câteva zeci de mii de muncitori care vor merge la lucru în agricultură în Germania, Italia, dar și Spania. Cererile celor trei state au fost lansate către România în ultimele săptămâni și aprobate de guvernul de la București prin ordonanțele militare 7 și 8. Chiar astă noapte, România și-a dat acordul pentru muncitorii care pleacă în Spania. Deși discuția este mai veche, de-abia ieri am putut vedea cu toții cum arată această operațiune. Acest pod aerian menit să salveze agricultura celor trei state vestice. La aeroportul din Cluj, mii de oameni s-au înghesuit și au așteptat împreună vreme de ore bune îmbarcarea în avioane. Ei au fost aduși cu zeci de autocare din toată țara. Niciuna dintre măsurile sanitare cu care ne-am obișnuit în ultima lună nu a fost respectată. Muncitorii vor călători cu avionul, apoi vor fi cazați la comun în fermele germane și vor fi supuși unor controle riguroase pentru ca autoritățile germane să fie sigure că nu sunt purtători ai coronavirusului. Ei vor fi izolați în ferme vreme de 14 zile înainte de a putea ieși din zonele respective. Germania a anunțat că are nevoie lunar de 40.000 de zilieri din România, Polonia și Bulgaria, în timp ce Italia i-a cerut guvernului de la București 15.000 de oameni. Deocamdată România a zis nu pentru că sunt destui români în Italia. Dar deficitele de forță de muncă ale respectivelor țări sunt mult mai mari. În agricultura din Italia, de exemplu, o treime din cei 300.000 de lucrători de pe câmp erau români. Acordul guvernului român pentru această migrație în masă a fost criticat de mai multe partide și de unii comentatori. Principala critică este legată de încălcarea mai multor norme sanitare în plină epidemie. De alminter, imaginile de ieri l-au determinat pe ministrul Vela să anunțe măsuri speciale în aeroporturile care vor găzdui acest pod aerian. Criticii spun că viața acestor oameni cântărește mai mult decât problema economică în sine și au întărit ideea că acest proces consolidează rolul României de țară săracă furnizoare de muncă ieftină. De partea cealaltă, apărătorii deciziei spun că aceasta era necesară pentru oamenii care vor primi astfel un salariu și pentru întreaga Europa, pentru că ne va salva de foamete. Acești oameni sunt oameni cheie în lupta împotriva pandemiei și vor preîntâmpina o criză alimentară în toamnă. Iar în ce îi privește, personal au posibilitatea de a câștiga sume importante de bani care nu le sunt deloc la îndemână în România. Doamnelor și domnilor, între acești parametri judecăm astăzi la Avocatul Diavolului. A procedat corect statul român când a ridicat interdicțiile de circulație pentru acești oameni? Acuzarea are cuvântul. Munca oameni buni este valoarea esențială a societății noastre. Este motorul, dar și vectorul care trebuie sau la care trebuie să ne raportăm cu toții. Nu există valoare mai mare care să ne unească și care să ne conducă. La ea trebuie să ne uităm cu toții și trebuie să o apreciem. Doar că ce am văzut noi la Cluj sunt imagini care trec dincolo de muncă. Acolo nu e vorba doar de muncă și salvare. Noi am văzut imaginile sărăciei, ale dispărării și incapacității statului de a le oferi acestor oameni un model de lucru viabil și aici, la noi, în România. Le voi lua pe rând. Oricât de necesară va fi munca acestor oameni, ea nu poate trece peste altă valoare esențială și anume viața. Degeaba muncim bine și cu spor dacă ne punem viața în pericol. O să simțiți bine sau o să vă simțiți bine când mâncați pâinea făcută de oamenii ăștia, însă dacă știți cum a fost făcută, ce gust va avea ea oare? Munca și respectul nu pot fi despărțite, pentru că altfel vorbim despre profit și sclavi. Să nu ne amăgim cu un câștig de 10 euro pe oră. El poate însemna ceva, dar nu când știi că există un pericol potențial atât de mare încât întreaga ta viață să fie pusă la îndoială. Accept decizia că aceștia sunt muncitori cheie în salvarea Europei. Suntem toți de acord aici. Știu că de ei depindem. Știu că fără munca lor este posibil ca în câteva luni să trăim cu toții o nenorocire uriașă. Foametea nu este acceptabilă în societatea actuală. Europa trebuie să se organizeze. Dar și acești oameni merită respect. Or, respectul nu este pus în discuție. Munca lor este esențială, dar de ce nu sunt protejați precum medicii, vă întreb? Pentru că nu sunt intelectuali și nu stau pe Facebook?
Unde sunt costumele de protecție? Unde sunt normele de protecție? Accept și înțeleg solidaritatea între state. Știu că Germania, Italia și Spania, din Italia, Germania și Spania, nu mănâncă doar cetățenii acestor țări. Și știu că mare parte din piața noastră este dependentă de mâncarea din aceste țări. Dar puteți să-mi spuneți ce garanție a primit guvernul României că o parte din această mâncare va veni și aici dacă, Doamne ferește, începe o foamete, o criză? Când ventilatoarele, mânușile sau măștile au fost de negăsit, toată lumea a fost pe cont propriu. Așadar, ce garanție avem în această situație? Și în fine, ce am văzut la Cluj este o imagine a neputinței. Ani buni, toți fermierii din satele noastre s-au plâns de lipsă de forță de muncă. Ne-am plâns în pumn că n-avem cum să dezvoltăm culturi sau că n-are cine să le strângă. Brusc au revenit în țară sute de mii de brațe de muncă. Și noi ce facem? În loc să facem rapid un program guvernamental de plată acestor forțe de muncă, de distribuție către fermierii locali, le dăm drumul să plece. Nu am fost capabili să atragem pe loc această forță de muncă ieftină venită înapoi la noi. Da, prieteni, sunt de acord că acești oameni ne salvează, dar nu trebuie să o facă cu viețile lor, iar statul român nu trebuie să fie prost încă o dată. Și acum are cuvântul avocatul diavolului. Eu aș vrea să spun din prima un lucru. Românii care și-au găsit joburi în Germania și care pleacă acum la muncă în Germania sunt niște norocoși, spre deosebire de sute de mii de compatrioți care rămân în țară și care vor face la propriu foamea. Ei vor avea locuri de muncă plătite în euro, bani din care vor putea să se întrețină pe ei și să-și întrețină și familiile prin trimiterea de bani în țară, prin remitențe, cum se spune. Știți câți șomeri au apărut în țara noastră în ultima lună? 1 milion. Acestea sunt date oficiale. 800 de mii de contracte de muncă au fost suspendate, deci oamenii sunt în șomaj tehnic, în speranța că se vor putea întoarce totuși la slujbă la un moment dat, iar 200 de mii de contracte au fost efectiv închise, încheiate, adică oamenii au fost dați afară și sunt acum șomeri în toată puterea cuvântului. Mai țineți minte că până în urmă cu 2-3 luni era criză de forță de muncă în România? Acum, aproape peste noapte, avem sute de mii de oameni care și-au pierdut locurile de muncă într-atât de dramatică e situația. În aceste condiții, cum ai putea interzice unui cetățean român care și-a găsit singur o slujbă și un salariu să plece la noul lui loc de muncă? Ce să facă? Să trăiască din ajutorul social aici când poate să ia un salariu rezonabil în altă țară? Apoi, ordonanțele militare care limitează dreptul de deplasare pe durata epidemiei de COVID nu interzic deplasările pentru muncă. Nu se zice nimic de distanță. Dacă dumneavoastră, de pildă, ați rămâne fără job, cu o familie ce trebuie întreținută și v-ați găsi un contract plătit mult mai bine în Germania, cam ce ați zice dacă guvernul v-ar interzice să plecați? Trebuie să mâncăm, să plătim utilități, rate, facturi. Dacă știe cineva vreun copac în care cresc bani, să ne spună și nouă. Că eu aș vrea să merg la cules, să mă fac culegător de bani din copac. Revenind, românii care pleacă zilele acestea la muncă în Germania, dar și în Italia, Spania și așa mai departe, nu pleacă ilegal. Ei au contracte legale, declarate la fisc, iar în țările de destinație beneficiază de toate drepturile muncitorilor angajați legal. În cazul muncitorilor de ieri de la Cluj, să mai precizăm și că vor fi testați pentru COVID-19 la intrarea în Germania. Toți și vor lucra oricum izolați de alți muncitori timp de 14 zile. Iar dacă se îmbolnăvesc cumva, ei bine, se vor afla în țara cu cel mai bun sistem medical din Europa, dacă nu chiar din lume. Și vor avea șanse mai bune să se vindece decât în România. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar știm cu toții că așa este. Problema cu înghesuiala, care ne-a atras tuturor atenția și care este deplorabilă, nu li se datorează acestor oameni care se duc la muncă. Aia e rezultatul unei dezorganizări mizerabile pentru care acum există un dosar penal. Dar, încă o dată, nu e vina muncitorilor. Și câteva cuvinte și despre atitudinea statului român în chestiunea românilor care pleacă acum la muncă în străinătate. Sigur că ar fi minunat ca toată această forță de muncă să fie folosită în România. Adică abia aștept și eu ca mulți alții să văd programele masive de investiții care să absorbă muncitori români cu sutele de mii. Dar până atunci avem o scădere a veniturilor statului cu 20 de miliarde de lei, o creștere a cheltuielilor cu 12 miliarde de lei și o explozie dramatică a numărului de șomeri de la 0 la 1 milion, toate în doar câteva săptămâni. Până inventează statul locuri de muncă pentru toți în țară,
E chiar în regulă dacă unii sunt proactivi și își găsesc singuri joburi legale, pe bani adevărați și cu toate drepturile respectate, în România sau în străinătate. Asta mai scade un pic presiunea aici și, în fond, libertatea muncii, să știți că este garantată constituțional, iar dreptul la muncă nu poate fi îngrădit de niciun guvern, sub niciun motiv. Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069 599. Înainte de a deschide dezbaterea, oameni buni, și de a lua primele telefoane, poate e necesar un update, Vlad, la ce s-a întâmplat. Știrile de dimineață, da? O nouă bâlbă, ca să vezi cât de bine, cât de bun suntem la treaba asta și cât de tare respectăm drepturile de care vorbeai tu. O nouă bâlbă care a însemnat așa, că azi noapte, în ordonanța militară 8 sau odată cu ordonanța militară 8, domnul ministru Vela a zis: domnule, e inadmisibil ce s-a întâmplat ieri la Cluj. Stați să vedeți ce ordine și disciplină fac. Iar măsura luată a fost că de dimineață nu a mai zburat niciun avion. 6 au fost ținute pe pistă la Cluj, la fel și la Sibiu și la Iași, de unde trebuiau să plece alți oameni, și toată România aia care voia să plece a fost ținută din nou în curte, iar la prânz prefectul de Cluj a zis: domnule, așa nu se mai poate. Eu dau drumul la avioane. Între timp, statul român trebuia să facă o procedură, da, prin care să zică: hai să nu mai fie coadă. Trebuie să inventăm noi ceva, să-i aducem pe bucăți aici, să nu stea împreună, să nu-i ținem așa. Nu ne-a reușit nici de data asta. Și tu spuneai că sigur că e drept oameni, dar noi nu-i judecăm pe oameni că pleacă. Și eu m-aș duce dacă lucrurile ar fi, să zic, un salariu mai bun și așa mai departe, dar sunt niște drepturi, sunt niște condiții în spate. Nu poți să iei așa. E riscul să îmbolnăvești pe toată lumea. Deci, stai puțin, acum apărarea sau acuzarea ta este că dacă statul nu poate să organizeze, mai bine să interzică? Nu, n-am adică spus asta. Eu pe toată asta îl judec că e un stat prost, de-aia îl judec. Asta știm, în țara asta statul mai mult ne încurcă. De-aia pledez pentru un rol cât mai redus al statului în viața noastră, că ne mai descurcăm și singuri, mai mult ne încurcă statul. Aici, dacă mi-am găsit loc de muncă, cum poate să mă oprească? Vlad, nu ne-am găsit, cum să zic, situația n-am rezolvat-o nici singur. Uită-te și tu. Adică ce vrei să spui tu? Că oamenii ăia în curte acolo nu se puteau descurca? Uite că pentru nu s-a găsit un salariu care vin din comunele de unde vin ei, din nordul Moldovei. Nu, să se organizeze în curte. Nu, lasă că la cei în curte, la ea, ca să e altă discuție. Da. Vorbim despre o interdicție aplicată exportului de muncă acum, în speranța că această forță de muncă excedentară va fi folosită în interesul României, sau vorbim de dezorganizarea unor tipi cu IQ probabil subunitar, care n-au fost în stare să programeze niște autocare care să ajungă într-o parcare. Adică e o chestie elementară. Vorbim, judecăm statul și vorbim de lucrurile proaste. Statul trebuia să se asigure, că asta e obligația statului. Ce trebuia să facă domnul Striblea, statul? Ziceți. Să asigure condițiile clare de muncă ale acestor oameni. Unde? În această țară, la momentul România. Plecării din această țară, și să se asigure el statul român. Deci stai. Deci statul să creeze 1 milion de locuri de muncă peste noapte? Nu, zic. La transport, la plecare, asta zic, da? Dacă tot a vrut să-i trimită. Păi de ce statul? Că e treaba unui operator privat. Nu e adevărat. Cum nu e treaba unui operator privat? În această situație... Păi ce, statul ți organizează ție transportul? Nu, acest lucru a fost obținut între cele două state, între Germania și România. Da. Guvernele celor două state au venit să discute. Nu s-a dus Germania și a discutat cu firma de turism mix să adumi pe ăștia la muncă sau pe firma de muncă. Nu. Sunt și niște firme la mijloc, că nu s-a discutat Angela Merkel cu domnul Iohannis. Hai câți muncitori, hai că-i trimit eu acum. Sunt la așa Uber. A fost. Nu ar fi vorbit Merkel cu Iohannis. S-au vorbit, cine a vorbit sub Merkel și Iohannis? Și au vorbit între ei și a zis că exact așa a fost. A sunat Germania la București și a zis: hai mă, trimite-mi și mie muncitorii aia. Păi, e nasol acum la noi, mă, știi, că doar asta cu regulile, cu nu știu ce. Hai mă, trimite, că e mai important. Bine, și i-am trimis așa. Și dar nu era, să puțin, că nu era interdicție de deplasare spre muncă nici până acum. Ba, cum? Păi noi suntem la muncă, suntem în studio. Da, suntem la muncă, adică... dar suntem... Fii atent, ai niște zone de carantină, ai niște reguli de respectat și așa mai departe. Nu cred acum că tu, dacă ești persoană individuală, tu, Vlad, și dacă ai un contract în Germania, nu cred că poți să o iei tu pe ușă și să te duci până în Germania și să spui: eu plec. Eu cred că poți. Dacă demonstrezi că ai un contract, care-i problema? Nu sunt curse aeriene, dar dacă te duci cu mașina, cred că poți, cu autocarul. Eu cred că te va supune cineva la niște întrebări și va spune: prietene, ce vrei tu să faci acolo? Păi trebuie am contract, frate. Sunt șomer aici. Trebuie să intri în carantină și așa mai departe. Da, și aici, asta fac și muncitorii. Trebuie să respecti regulile. Muncitorii nu intră în carantină. Nu. Sunt verificați și lucrează cei care vin din România în aceste contingentări. Da, lucrează împreună timp de 14 zile. 10 zile, da.
Asta nu e chiar o carantină. Asta este muncă în care nu ieșiți din fermă 14 zile. Da. E o diferență. Da. Poate ar fi bine să vorbim și cu 0372069599. Întrebarea noastră: a procedat corect statul român când a ridicat interdicțiile de circulație pentru acești oameni ca să se ducă la muncă? Florin, bună ziua, sunteți în direct la Avocatul Diavolului, vă rog. Bună ziua, vă salut, domnilor. Salut. Ce vreau să vă spun? Da, eu sunt de acord. Florin, mai la microfon, vă rog, aveți o legătură destul de slabă. Da, eu sunt de acord, da, cu cum a procedat statul român. Și încă o chestiune, nu prea sunt de acord cu organizarea, nu prea s-a organizat bine. Trebuia să fie un pic mai, nu știu, cum au dat ei drumul la cursele alea să... Asta e de domeniul evidenței, că sunt varză în organizare. Nu, e de domeniul evidenței altceva, că nu le pasă. Da, exact. Sunt un om obișnuit, eu trăiesc undeva, locuiesc undeva la țară și mă uit prin jurul meu și văd, mă refer la poliție, la jandar, la... Ei trebuiau să... Mă uit, puteau să... Când au plecat cursele alea de la Iași, de unde au plecat din toate localitățile, trebuia să îi întrebe, băi, la ce oră aveți... Da, și să comunice avionul mai departe. Avionul trebuie... Florin, da, știți, aici sunt... O clipă vă întreb. Știți că aici, ca să rămâni, sunt două momente în mișcarea asta, care are două zile. Primul moment s-a întâmplat ieri, când în parcarea aeroportului s-au trezit plaie peste grămadă câteva sute spre 2000 de oameni. Iar autoritățile au spus, doamne, nici măcar nu ne-au informat. Deci directorul aeroportului, el a zis că pentru el aia nu e o problemă, că parcarea este operată de o firmă privată, da, și ca atare pe el nu-l interesează. Prefectura și cei de la armată și, mă rog, autoritățile locale au spus, doamne, dacă noi știam, ne organizăm. Ok, momentul al doilea al mișcării este azi, când au știut și au zis, ia că nu mai zboară nimeni. Deci a venit moșteacă al lui Bacalbașa și a zis, stai că nu mai zboară niciun avion, mă, până nu ne organizăm noi. Mulțumesc că mi-ai dat argumentul. Da. Că, de fapt, ăsta e statul român. Eu nu apăr statul, eu apăr inițiativa particulară și spiritul de inițiativă al unor oameni care își rezolvă problema, că nu au ce să mănânce. Absolut de acord. Atenție. Nu acești oameni își rezolvă problema. Fii atent, pentru că aici e o șmecherie pe care trebuie să o explicăm. Dar ce crezi, că sunt luați cu jabca, cu arcanul? Nu am venit, ascultă. Te-am auzit spunând sclavi. Care sclav, domne? Se duc pentru că vor ei, se duc să câștige mai bine ca în țara asta și să trimită bani acasă. E o discuție de purtat și asupra prețurilor și asupra... Sigur că e mai bine acolo din punctul de vedere că îți dă 10 euro pe oră. Pot să spun că dacă am fi noi nemți și nemții români... Și noi avem pe pakistanezii noștri. Deci noi n-avem vietnamezi aici, Dumnezeului. Stai un pic. Și despre ce condiții vorbim? Șmecheria este în această situație, Vlad, că nu a fost un raport de muncă normal. Adică nu a venit fermierul Hans, da, la muncitorul Gheorghiță și a spus, Gheorghiță, 10 euro pe oră, ne-am înțeles și mergem. Nu! Șmecheria aici este că s-a discutat între state. Acesta este un acord între guverne. Deci ei s-au implicat în actul de muncă, ei sunt responsabili. Berlin, București, da. Merkel, Orban. Okay. Deci... ei sunt responsabili de această... Florin, mă scuzați. Da, e vina autorităților, pentru că, domnule, trăim într-o țară care, nu știu, sunt incompetenți. Nu mă refer la toți. Sunt incompetenți, dar asta ar însemna că ar trebui să interzică românilor să ducă la muncă în străinătate în perioada asta? Nu, domnule, ăștia sunt oameni care, credeți-mă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt oameni fai steaua lor, sunt... Nu știu, eu m-am lovit de lucrul ăsta, am trăit în Franța 5 ani de zile, am trăit. Cu cine votați, Florin, ca să lămurim lucrurile? Da, sunt de acord să meargă. Deci cu Vlad. Sunt oameni care că sunt fai mama lor, fai. Mulțumesc frumos, Florin. Poate ne ascultă și vreun fermier? Vreun antreprenor, vreun investitor în agricultură, vreun antreprenor, cineva care ar putea să ne spună dacă ar vrea să angajeze în perioada asta muncitori români, că s-au întors foarte mulți din străinătate? Bun. George, bună ziua. Sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Bună ziua, domnilor. Vă rog. Sunt de acord să plece, da.
Păi, dacă statul ăsta al nostru nu poate să organizeze o plecare, 2000 de oameni să organizeze, cum să fac 1 milion de locuri de muncă? Dumneavoastră sunteți de acord să plece pentru că statul e prost? Eu aici Sunt de acord să plece pentru că nu putem să stăm să așteptăm să ne dea statul. Ne transformăm într-o țară de asistat social. Totuși, nu putem sta aștepta și, în al doilea rând, statul are nevoie de bani, tot de la noi. Cu ce să facă? Cetățenii ăștia plătesc vreun impozit în România sau ce? Păi, în primul rând, gândiți-vă că o să trimită bani în România. Noi n-am rezistat cu banii celor pe care... Și banii sunt impozitați sau ce? Adică cum? Da, se duc în economie. Subzistența familiei lor. Dar cine îl împiedica pe statul român ca în acest moment să scoată din buzunar 100 de milioane de euro, să le dea ca ajutor de stat pentru fermele din România, care să poată să-i angajeze pe acești oameni? Păi vă spun eu cine împiedica. Dezmățul ultimilor ani. Cine? Pentru că am fost o țară. Dezmățul din ultimii ani, când am cheltuit ca nebunii și acum nu mai avem. Nu, mă iertați, în acest moment banii nu mai sunt o problemă. Îi luăm de peste tot. Chiar așa, îmi pare rău, domnul Striblea, sunteți prea optimist în privința asta. Nu sunt chiar bani de luat de peste tot. Avem bani de la Uniunea Europeană, avem bani de la bănci. Vor veni, poate, niște bani. Vor veni, unul la mână. Doi la mână. Totuși, fermele, în ultimii ani, agricultura din România este în mare, a început să funcționeze bine pentru că mult teren a fost cumpărat de străini și organizat în ferme foarte mari. Acolo sunt operațiuni mecanizate, ample, se fac în sămânțări. Știți să conduceți un tractor, domnul Striblea? Nu merge știu, domnul Petreanu. Adică nu mai e cu sezonierul care însămânțează cu mâna. I-am auzit mereu că nu au cu ce să-și facă treaba. Scuzați-mă. Domnilor, dar s-au tot pus bani în agricultură. Eu am cheltuit 300.000 de euro în ultimii ani. Nu-ți lucrez, sunt procesator. Am cheltuit 300.000 de euro pe mașini și utilaje fără niciun leu finanțare și în agricultură s-au cumpărat aceleași utilaje cu 10%. Adică agricultorii nu cred că ar trebui să-i plângem. Slavă Domnului! Pentru că datorită lor mele, dar nu cred că ar trebui totuși banii ăștia care îi redirecționăm, hai să redirecționăm un pic mai bine. Agricultura, e adevărat, avem un an secetos, dar totuși nu pot să-i plâng din punct de vedere financiar pe agricultori. Nu cred adică, că, bun, uite că sunteți pe lanțul ăsta de distribuție, da, adică oamenii ăștia chiar n-ar avea nevoie de oameni, spuneți acum, adică e simplu, așa? Unde? La noi în țară? Da. E nevoie de oameni, dar vă spun altceva. Dacă eu în Constanța câștig 300 de euro și în București 1000, ce stâmpiți să rămân în Constanța? Dom'le, sigur că da. Eu pot să înțeleg acest argument, da. Aveam aici niște lucruri de făcut, pot să înțeleg acest argument. Dar nu e singurul argument în viață, că în momentul ăsta avem de cântărit și alte lucruri. Păi dacă o simplificăm așa, sigur. Da, i-a luat, ăia și câștigi. Păi știți ce calcul și-au făcut din punctul dumneavoastră de vedere? Vă spun eu că l-am făcut eu calculul ăsta. Se câștigă 1900 de euro pe lună. Și a zis cetățeanul, a zis, bă, eu la 1900 de euro pe lună pot să și mor. Am plecat, bă, nene, la revedere. Pa! Vă dau un exemplu, domnul Sibla. Acum am citeam în presă și chiar vroiam să donez o familie din Constanța, tatăl ospătar, nu mai are de muncă, nu mai poate să plătească chirie și cer ajutor, sunt 4 copii. Ce să fac omul ăsta? Să plece în afară sau să rămână în țară să așteptăm să vină puterea care o fi ea să-mi dea ce? Fiecare țară deci, s-a organizat. Acum... Fiți atent. Să-l oprim pe tatăl, pe capul familiei să stea în țară că lasă că îți vom da noi sau... Nu, domnule, să-i creăm oportunitate. Despre asta vorbesc, să-i creăm oportunitate, că orice interdicție trebuie să vină cu o oportunitate. Eu tot aud, discutăm pe ăștia, că să dea 30 de miliarde de euro. După ce am pierdut totul. Degeaba da. Vine. Mulțumesc, George, pentru vot. Acum, la asta cu pentru 1900 de euro, cred că sunt mulți colegi. E brut. Dacă vrei, mai tai din el, pentru că e brut. Care o să ne întrebe după. Deci, ce se culege? Sparanghel. Sparanghel în această perioadă anului. Spun, este un sparanghel minunat, Vlad. A mâncat în aprilie sparanghel în Germania. Este o mândrie națională pentru ei să ia acest sparanghel. Știi cum e notat în magazinele germane? Scrie, sparanghel din cartierul X adus la noi în oraș în următoarele condiții. E ceva minunat, recunosc. Petru, bună ziua, sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Întrebarea noastră, dacă a procedat corect statul român, când a ridicat interdicțiile de circulație pentru românii care vor să plece acum la muncă în Germania, Spania și, mă rog, Italia și pe unde o să mai apuce? Bună ziua, domnilor. Bună ziua. S-a precizarea de la început că sunt din Cluj, Apoca. Vă rog. De... Asta nu e o scuză. Nu, dar mă rog, asta, da, împotrivă. Am trecut pe lângă aeroport și am văzut situația am care înțeles. Este. Am glumit, mă scuzați, v-am tachinat un da. Pic. Vă rog. Nu. În primul rând, da, sunt de acord cu plecatul, dar nu în condițiile și în actuala
situație de pandemie la nivel european. Uh-huh. Având în vedere, așa cum spune și domnul Cătălin, contractele n-au fost negociate între persoane private, ci între statul german și statul român. Așa. Se putea impune un anumit salariu minim așa. Pentru acești muncitori. Și nu credeți că există, adică stați puțin, nu există acolo un salariu. Ce înseamnă că au fost negociate? La cum spuneți dumneavoastră, sună ca și cum s-au înțeles guvernul român și german și după aia au trimis potera prin sate să agațe oameni cu arcanul și să-i ducă cu forța. Nu e adevărat, nu stați potera, puțin, vă păcălește. Oamenii vă păcălește, s-au dus poteră. De bună voie. Cum adică... Atenție, ce face, vă păcălește. Nu păcălește nimeni. Nu a trimis potera, i-a trimis pe aia cu oglinjoarele și a zis, uite mă, ce oglinjoare frumoase avem. Da, le-a zis așa, băi, da. Voi câștigați ceva? Nu, da. Trăim nu. Din ce? Din ajutor da. Social. Cât e? 100 de lei pe lună. Avem noi 1900 de euro. Ce zici? Da. Mamă, ce nasol, o să mă forțeze da, să mă duc să lucrez pe 1900 de euro. De unde știți de 1900 de euro? 10, eu stați să vă spun care e sursa acestei informații. Deci în felul următor, m-a căutat și mi-a scris un cetățean care pleacă acolo. Mi-a spus săptămâna trecută când eu am mai vorbit la Europa FM despre asta. Și mi-a zis așa, domnule, ni s-a oferit 9,35 euro pe oră brut. Și am făcut eu calculul ăsta cu 20 și ceva de zile de muncă. Am zis că poate le mai dă și liber. Na, pe acolo am ajuns. Deci de aici, asta e sursa. Bun. Brut, la nivelul de impozitare din Germania, rămân Cătălin, probabil 1000. Luați de acolo, domnul Cătălin, cazarea, masa. Eu am discutat cu cei care au mai fost plecați și în alți ani și rămân cu vreo 1500-1400. Luați în calcul dacă au asigurarea și nu au tipul de asigurare. Ce tip de asigurare au? În caz de îmbolnăvire de corona de COVID-19, sunt tratați acolo, nu sunt tratați acolo, se vor întoarce în țară, statul va cheltui 1000 de euro pentru repatrierea și carantinarea și îngrijirea rolului medical. Eu sunt convins că dacă vreunul dintre ei se îmbolnăvește în Germania, va fi tratat în Germania. Nu cred că îl urcă în izoletă și îl trimit la București cu cursa de linie care nici nu zboară. Îmi pare rău. Adică dacă e un contract legal, el prevede toate asigurările. El crede în mitul capitalismului desăvârșit. Din punctul ăsta, Germania este un stat foarte social. Asigurarea acoperă acest tip de tratament, nu contractul. Da, okay. Și avem exemplele cele mai recente. Spania, Italia, acei care s-au întors luna trecută și săptămânile trecute în agricultură. Au fost dați afară și lăsați să ai de grijă de ei statul român, să-i aducă să îngrijească. Fără asigurări, fără nimic. Da, pentru că fără card european de sănătate. Pentru că și-au încheiat contractele. Trebuia discutate. Pentru că și-au încheiat contractele acolo. Dar de unde știți că aceste condiții nu au fost discutate? Adică, nu sunt discutate. De unde dacă știți, vreți să faceți o investigație, de unde știți că nu au fost discutate? Acum, nici... vedeți în ce condiții pleacă. Adică dumneavoastră nu știați cât sunt plătiți oamenii aceștia, până când Cătălin v-a spus că a vorbit cu unul dintre cei care pleacă și i-a zis care e salariul. Dumneavoastră faceți nu, o serie de presupuneri. Știu. Eu nu zic că nu e adevărat ce ziceți, dar aveți dovezi? Sau pur și simplu presupuneți? Da, am avut cunoștințe care au plecat anii trecuți. Dar nu anii trecuți, acum zic. Criză. Nu în situația de criză, repet. Ce vrea să spun ascultătorul nostru, dați-mi voie să vă ajut, e o chestiune de credibilitate. Dacă în anii trecuți acești angajatori nu au respectat drepturile acestor oameni și acest lucru este relativ cunoscut, adică am mai vorbit despre el, absolut, ce te face să crezi, ce te face să crezi că astăzi drepturile lor vor fi mai mult sau mai bine respectate? Pentru că emigrația română în străinătate este de peste 3 milioane de oameni. Okay, și eu nu neg că există angajatori care nu-și respectă contractele. Asta se întâmplă și în România. Dar dacă la 3 milioane de oameni nu și-ar respecta contractele, atunci am ști cu siguranță, n-am vorbit de un caz de care am auzit eu acum 2 ani. Înțelegeți ce spun? Nu știu cât de răspund. Domnul Vlad, câți dintre cele 3 milioane, câte din cele 3 milioane de contracte sunt cu formă legală dintre migranții din România? Nu știu, dar avem știu că astea... Avem o statistică oficială? Nu știu, dar știu că astea sunt legale. Altă chestiune. Da. O, să vă iau votul, că... o să vă iau votul la mine. Uite, mai scrie cineva în momentul ăsta. Se câștigă între 1800-2000 de euro net pe lună. Muncesc zi lumină și au 9,3 euro brut pe oră. Cazarea e în containere. Cam 6 euro net pe zi. Se muncesc 10-11 ore pe zi. Deci se fac cam 55-66 de euro pe zi. Nu sunt zile libere, domnul Vlad. Da. Este niște condiții care sunt cunoscute și sunt acceptate de niște oameni care aici nu au de muncă. Nu despre asta vorbesc, de stai un pic. Deci faptul că
tu nu, nu ai vorbim, de muncă. Stai puțin. Nu, dezbaterea nu este despre ce condiții de cazare sunt în Germania. Nu, despre asta. Dezbaterea este dacă guvernul a procedat corect, ridicând interdicția. Păi și în corectul ăsta nu intră toate lucrurile astea. Adică în momentul în care Hans a venit aici și a zis, băi, iau pe ăștia la muncă. Și guvernul a zis foarte bine. Okay. Păi știi, de ce condiții? A pus cineva întrebarea în ce condiții e? Dar până acum au fost astfel de negocieri guvernamentale? Adică nu, pentru cele 3 milioane până de acum oameni. Aveam o piață liberă, acum din motive sanitare a venit cineva și a zis, bă, nu merge așa. Da, dar deplasarea la muncă încă o dată este permisă. Da, în anumite condiții. Încerc să zic condiții și guvernul, eu sentimentul deci tu crezi meu, că guvernul trebuie să negocieze condițiile contractuale dacă între l-a două entități ăla, private? Da, și putea să-i spună, fii atent, putea să-i spun. Cum? Stați puțin, domnule, sunteți, ăsta e, da, nici măcar nu mai sunt, e marxism ăsta, este cambodgianism. Ha, domnul Petreanu, stați un secundă. Deci, doamna, suntem într-o situație specială. Da. Suntem într-o situație specială. Știi bine că n-aș argumenta așa ceva în condițiile în care lumea ar fi liberă și plăcută. Lumea nu e liberă și plăcută. Statul român și-a dat acordul ca vreo 40.000 de oameni să plece în niște condiții despre care habar n-are, așa, nici nu le verifică. De ce sens? Și lasă. Știm că condițiile sunt următoarele. Sunt contracte legale înregistrate la fisc și în Germania, care este totuși un stat în care drepturile cetățenilor sunt respectate și puterea justiției poate este certă. Chiar nu știm, nu, în ce știm lucrurile astea. Da, știm că oamenii sunt testați atunci când ajung în Germania pentru COVID-19. Tu știm că dacă se îmbolnăvesc în timpul contractului, au parte de asistență medicală. Presupunem. Păi ce să? Presupunem că pe baza contractului respectiv se întâmplă așa. Dar statul, eu te întreb, dacă statul român a zis, mă, în ce condiții? Nu era logic și omenește să stabilești toate lucrurile astea cu partea cealaltă? Pentru că oamenii aceia suna guvernul Germaniei și a spus, trimite-mi forța ta de muncă. Dar nu și a zis, trimite-mi ok, fă niște contracte și statul a zis, fă niște contracte și ocupă-te tu de tot. Nu, îmi pare rău, nu. Adică nu, asta descrie o imagine, nu că e cu trimite-mi. Germania a spus, Germania, fost, Spania, păi și trimite-mi înseamnă că au fost recrutați. Că-ți în sensul că și ce au zis? Banii, sigur. Cu banii am rezolvat. Deci, bune, problema reală este asta. Sunt 1 milion de șomeri într-o lună în România. Da, da. Asta este. Da. Și statul nu are cum să susțină asta și prea mult. Și soluția pe care a găsit-o statul e ca 100.000 să-i, sau 40.000 să-i trimită în Germania. Nu este soluția găsită de statul român. Statul român a spus, dacă oamenii își găsesc de lucru, nu ne împotrivim. Cum să ne împotrivim la așa? Nu ne împotrivim, dar nici nu le creăm nimic. Ce să le creăm? Păi nu știu aici, ce vorbeam de la bun început. O fi avut nevoie cineva din agricultura din România de această forță de muncă? Probabil că da, probabil dar că sunt da. 1 milion de șomeri. Când până în urmă cu o lună era criză de forță de muncă. Tu spui așa, pentru că e o chestiune mică, putem să le dăm drumul. Da, 40.000, adică mici față de 1 milion. Nu, poate că o să fie mai mulți, adică sper cât mai mulți oameni să-și găsească de muncă. Da, și eu sper. În România sau oriunde altundeva, pentru că o să fie dramatic. Adică problema este atât de gravă, încât pe cuvânt cine își găsește de muncă acum din șomaj să capete în momentul ăsta un loc de muncă, domnule, este trebuie încurajat, ajutat. A procedat incorrect pentru că i-a lăsat cumva de izbeliște. Ori statele mai au și datoria de a te apăra, nu numai atunci când vine vorba de bani, ci de toate drepturile tale cetățenești, care în această ecuație, cu excepția celui la plată, au fost puse la îndoială. Dorin, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Răspunsul evident nu e simplu. Și indiferent care ar fi răspunsul, mi-aduc aminte de niște versuri care se terminau cam așa. Răspunsul l-au uimit chiar și pe drag. Problema e complicată. În neputința lui, în neputința lui veche, nu vorbesc doar de actuala administrare, de actuala guvernare, că noi de obicei spunem statul român și ne referim strict la cei care administrează în momentul ăsta. În neputința lui generală, moștenită, a procedat corect în raport cu nevoile și disperarea oamenilor de aici. Incorect însă în raport cu foarte multe aspecte și acum mă refer strict la situația actuală. În momentul în care știi că există o asemenea solicitare, e imposibil să nu trebuiască să te ocupi de amănunte. Ori aici, evident, nimeni nu s-a ocupat absolut de niciun amănunt. Lăsând la voia întâmplării acest lucru, probabil singurul amănunt... Puteți să fiți mai precis, că sunteți foarte general, adică la ce vă referiți când ziceți că nu s-a ocupat de amănunte? La care amănunte vă referiți? De la detalii despre contract, condițiile contractului, condițiile în care se duc oamenii, condițiile în care se deplasează la... Asta e pe partea externă.
condițiile în care se deplasează la aeroporturi, când vin, unde vin, când se îmbarcă. Se știa la nivel guvernamental că acest lucru o să se întâmple. Degeaba ne uităm la administrația din Cluj sau la administrația de la nu știu care aeroport. Din moment ce acest lucru s-a știut de la nivel guvernamental, această plecare, această situație trebuia să fie bine, mai ales în condițiile de acum, bine monitorizată, reglementată. E vina poliției rutiere de la București că nu s-au organizat lucrurile la nivel local în Cluj? E vina sistemului în ansamblului. Adică, și Bucureștiul ăsta, să știți că e foarte supraestimat. Nu. Iar statul român este un dezastru de organizare. Știm foarte bine lucrul ăsta. Adică aici, da, e absolut condamnabil. Nu am nimic de... Exact asta am văzut în raport cu propria neputință. Ce s-a întâmplat e așa un fel de firesc, un deja vu. Din păcate, numai da. Numai că neputința asta să se manifeste și acum în condițiile astea, superficialitatea să fie și acum atât de crasă, asta este impardonabil. Dorin, trebuie să închidem emisiunea. Oana, vă mulțumim că a stat pe linie, dar nu o să mai avem timp. Dorin, spuneți cum votați. Nu a procedat bine statul român, noroc pe oamenii aia că au unde să ducă, să aibă un loc de muncă. Deci ar trebui ridicate sau nu interdicțiile de circulație pentru oamenii care pleacă la muncă? Ar trebui bine reglementată, nu așa ca acum. Ok. Bine. Mulțumesc foarte mult. Deci ați câștigat, domnul Petreanu, dar cele două lucruri sunt complementare. Victorie tristă. Ele nu merg, cum să zic, în contradicție unele cu altele, ci mai curând trebuie privite împreună. Ceea ce am văzut din punctul meu de vedere e un nou exemplu rușinos de funcționare a unui stat. Da, eu cred că acum, dacă există această solicitare din partea unor țări occidentale mult mai bine organizate și mai bogate decât România, pentru forță de muncă sezonieră din țara noastră, care poate fi luată ieftin pentru ei, ieftin pentru germani, pentru italieni și pentru spanioli și etc., atunci cred că da, este datoria statului român să negocieze ceva și în interesul României din punctul ăsta de vedere. Dar, pe de altă parte, încă o dată, orice persoană își găsește acum, dacă e în șomaj, își găsește un loc de muncă, trebuie felicitată și sprijinită cumva. O fi negociat? Stau să mă întreb. Avocatul diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM.